Descoperire șocantă la Suceava. Polițiștii și procurorii DIICOT au găsit mii de medicamente emise pe rețete speciale în casa și biroul doctoriței din Suceava, ai cărui copii minori mergeau drogați la școală. Printre tratamentele descoperite se numără 600 de comprimate de Xanax. Procurorii DIICOT din Suceava au făcut 3 percheziții în cazul copiilor de 4 și 15 ani despre care se bănuiește că ar fi fost drogați de mama lor, șefa Centrului Medical Suceava al Ministerului Afacerilor Interne. Anchetatorii au mers acasă la femeie, la biroul acesteia, dar și locuința unei persoane care ar fi ajutat-o să facă rost de medicamente ce conțin substanțe stupefiante sau psihotrope. Captura pe care procurorii de la crimă organizată au găsit-o în cele 3 locuri este impresionantă. Peste 2000 de comprimate de medicamente liberate exclusiv în baza unor rețete speciale, din care aproape 600 de comprimate de Xanax. De asemenea, procurorii au mai găsit o jumătate de sticluțe de Xanax lichid, aproximativ 1400 de comprimate și 24 de fiole de alte medicamente care se eliberează pe bază de prescripție medicală. Totodată au fost ridicate rețete speciale, registre și acte. Coșmarul prin care treceau cei doi copii ai medicului a ieșit la iveală după ce Protecția Copilului Suceava a primit o sesizare anonimă care reclama că există suspiciunea că minorilor li se administrează diverse substanțe periculoase. După ce DIICOT a intrat pe fir, copiii au fost duși la analize. Morfină, codeină și diazepam sunt substanțele care au fost descoperite în organismul minorilor în urma investigațiilor medicale. Autoritățile au dispus atunci începerea urmăririi penale in rem pentru administrare de droguri de mare risc și deținere ilegală de droguri de risc și mare risc pentru consum propriu. Nu se știe deocamdată dacă femeia a încercat doar să-i liniștească pe copii sau chiar ar fi făcut unele experimente pe seama lor.